Vă salut cu drag! Numele meu este Alexandra Mihărtescu și uite că ne vedem la a doua noastră întâlnire. Prima a fost așa de o mică introducere a proiectului. Bine ați venit la minutul de conștientizare. Primele aceste episoade vor fi mai mult așa de introducere, însă, chiar și așa, sunt destul de importante pentru că doresc să stabilim regulile jocului, să spun. Doresc să știm în ce condiții ne putem desfășura întâlnirile noastre, chiar și virtuale. În primul și în primul rând am să am în vedere acele tematici care sunt de interesul tuturor, care pot ajuta pe toată lumea, e mult spus, dar poate fi de ajutor, bineînțeles, persoanei care au adresat întrebarea, dar și celorlalți. În al doilea rând, aș dori să mă... aveți în vedere că părerile expuse pe acest material sunt proprii personale, dobândite din propria experiență. Este de datoria voastră să cercetați, să vă întrebați. La fel de bine este responsabilitatea voastră dacă vreți să acceptați o altă perspectivă, să acceptați o întrebare, poate pe care vă adresez, sau pur și simplu o informație pe care vreau să vă transmit. Suntem aici pentru a învăța, nu suntem aici pentru a ne judeca, chiar dacă vom desface anumite subiecte, le vom analiza și vom cântări anumite soluții, poate chiar, sau nu știu, idei. Scopul meu nu este să vă judec, scopul meu este să vă ajut, să vă sprijin în demersul vostru către evoluție. Așadar, nu luați personal. Da? Nu, o mare parte dintre voi nu o să îi cunosc, probabil, da? foarte puțin din cei care au scris cel puțin până acum îi cunosc personal. Și atunci nu este despre voi, de persoana voastră, despre persoana voastră în sine, ci despre situația în care vă aflați. Da? Noi dezbatem situațiile în care ne aflăm. Nu facem atac la persoană sau lucruri de genul acesta, așadar am să vă rog și pe cei care mă urmăriți, prin comentariile voastre, să căutați să oferiți mai degrabă sprijin și mai puțin latura aceasta de judecată. Sunt sigură că fiecare poate să găsească cel puțin 10 chestii care, nu știu, pot fi îndreptate în sensul că de a le judeca, de a le zice e corect, nu corect, e drept, nu-i drept și așa mai departe. Nu este scopul minutului de conștientizare. Scopul, apropo de acest lucru, al acestui proiect, minutul de conștientizare, este, bineînțeles, de a conștientiza. Acum, dacă nu o să aveți conștientizare de fiecare dată, la fiecare uh, episod, nu este nicio problemă, informația uh, se sedimentează, lucrează și în cele din urmă, cu siguranță, veți conștientiza ceea ce aveți de conștientizat. Poate ar fi bine să uh, lămurim și ce înseamnă conștientizare, nu? În primul și în primul rând, nu toate conștientizările necesită să fie foarte puternice, adică să nu știu, să vă ia cu o anumită stare. Poate unii dintre voi deja ați mai conștientizat diverse aspecte din viața voastră și ați avut diverse stări. Într-adevăr, de cele mai bune conștientizări sunt acele în care avem și o reacție fizică, însă uh, sunt ok și conștientizările doar la nivel mental. Ele, oricum, sunt de mai multe feluri, dar e bine să conștientizăm atât în plan mental, emoțional, cât și în plan fizic. De asemenea, este despre noi, în ce sens? În sensul că aș dori să aduceți acele situații care vă privesc pe voi, nu pe vecinul, nu pe nu știu, alte persoane care nu aveți legătură cu ele. Nu puteți să-i salvați pe ceilalți, credeți-mă, am încercat, am fost pe acolo, mi-aș dori și eu să salvez multă lume, însă, constant îmi reamintesc că uh, fiecare are de învățat ceva aici în viața aceasta și uh, nu este de. nu neapărat de datoria mea. Nu se cade să mă bag eu peste viața celorlalți, da? Dar pot să văd ce anume mă oglindește celălalt, ce am de învățat din experiența celuilalt sau, mai bine spus, ce anume trezește în mine experiența celuilalt. Da? Mă raportez la mine chiar dacă mă oglindesc în celălalt, chiar dacă văd anumite lucruri la ceilalți. Da? Ne întoarcem tot timpul la noi. Pentru că, până la urmă, noi noi suntem 24 din 24, iar cu persoanele din jurul nostru suntem, poate, uneori o zi, o oră pe zi sau, nu știu, câteva zile pe an. sau Dar Important este că nu suntem uh, permanent și mai gândiți-vă la un aspect. Cât de mult v-ar place vouă să dorească, ca, nu știu, cineva să vă schimbe. Hmm? Sunt sigură că dacă a venit soțul, da, mama sau o prietena sau așa zis, uite, ar fi bine să schimbe asta, ar fi bine să schimbi cealaltă, uh, sunt sigură că nu ți-a convenit. Și atunci acest aspect ar fi bine să-l avem în vedere pentru simplu fapt că suntem reticenți la schimbare într-o oarecare măsură, mai ales când este impusă din afară. Schimbarea, din perspectiva, perspectiva mea, vine din interior. Ok, poate fi declanșată de exterior, dar cea mai sănătoasă schimbare e cea care vine de la tine. Bun, avem libera exprimare, ok, bineînțeles, cu um, ideea de a ne respecta unii pe alții, cum am mai spus. Um, și cam atât, cred, pentru acest moment. O să mai fac trimitere la aceste mici perspective, să le zic așa, sau directive în ceea ce vește minutul de conștientizare. Și pentru că eu am așa o mică întrebare pentru început, ca să începem antrenamentul în conștientizări și în a lucra cu noi, prima întrebare a acestui proiect este tu cât la sută din zi ești conștient? cât la sută din zi ă, știi ce simți ă, sau realizezi ce simți, realizezi ceea ce gândești, ce gânduri trec prin minte, realizezi, nu știu, care este starea corpului fizic, care este starea ta. Adică pur și simplu cât de des pe zi te observi tu pe tine. Puteți să dați un răspuns în procente, cum vă este vouă mai ușor, cu cât sunteți mai sinceri cu voi, în primul rând, cu atât o să vă fie mai de ajutor pe viitor. Dacă nu știți ce înseamnă să fiți conștienți de propria persoană, gândire, simțire, trăire și așa mai departe, asta este un adevărat semn de întrebare și poate ar fi bine să vă opriți un picuț din ceea ce faceți, și să vă adresați această întrebare. Eu cât la sută din zi sunt conștient conștientă? Spor la conștientizare.